Aici pregătesc focul ca să prăjesc o slănină. Acum o să pregătesc o slănină de porc crescut la țară. O slănină foarte bună. O să mâncăm cu pâine de casă făcută în cuptor. Uitați ce bine arată. Aici avem o ceapă. O mai ținem un pic în foc, după care o scoatem și ne apucăm de treabă. Haideți aici, Ciucama. Haideți-mă. Hai, mieluță frumoși. După cum v-am zis, miei care-s marcați cu roșu pe spate, aia rămân. Sunt miele, în mare parte. Numai un berbecaș o să rămână. O să vi-l arăt și pe el. Hai, mă. Hai, tu ești. Uitați, ăsta e berbecașul, Wackish. Hai mă, berbecaș, aici. Aici, ce, ce, ce. Uitați. Uitați. Ăsta. Hai, dați-mă mieluții cu minți. După cum vedeți, sunt foarte blânzi. Așa au fost învățați de domnul Vasile. Animale foarte cu minți. Uitați, tot sus pe mine. Haideți-mă, frumosul ăsta. Haideți că o să primiți o tavă, o să primiți făină. Și imediat trebuie să vină oile, mămicile voastre.
Mai rar vezi așa animale cu minți. Au fost învățați de mici, au fost mângâiați și tot timpul au stat între ei. Domn Vasile. Uitați, un berbecaș foarte frumos, băl. Aici în față vedeți, puteți vedea două surori gemene, ambele o să rămână. Uitați, asta de aici. Și cu asta de aici. Asta. Hai tu, ci. Asta. Uitați. Sunt îmbrăcate foarte bine. Hai mai frumosule. Ce vrem? Mie ei sunt foarte mari. Este miel și peste 26 de kilograme. Hai mai, tu îmi ești simpatic. Ce faceți, măi? Ce faceți, măi? Măi, mă descălțați? Uitați ce-mi fac cu golondul. Măi, prăpădiților. Frumoșilor. Măi, Piki. Hai, mă. Te rog, stai cu minte. Gata. Stai că vin acum. Gata, ești bine, mă? Gata, ai scăpat. Dacă nu era mașcii, poate își rumpea piciorul. Dragul, un câine ciobănesc corp, în vârstă de 6 ani, aproximativ 6 ani, un câine foarte masiv, un câine masiv, de talie mare. Dragul n-a crescut de mic la oi. Nu, el a văzut oile, s-au avut primul contact, mai bine zis, cu oile, când a venit aici la saivanul lui domnul Vasile. Este un câine foarte blând, își face foarte bine treaba noaptea când este dezlegat, niciun câine nu mai vezi prin zonă. Hai mai, dragul, hai mai frumosule. Este un câine foarte puternic. Foarte, foarte puternic. Hai mai, dragul. Hai mai, frumosule. Ia uzi, mă. Este un câine foarte blând. Foarte cu minte, dar puțin cam retras. El a fost adus de cineva din Brașov, din câte mi-amintesc.
și nu a avut o viață prea ușoară la primul stăpân. Așa trebuie să arate un câine ciobănesc corb. Adevărat. Ursa, o femelă foarte frumoasă, în vârstă de 7 ani de zile. Nu a avut niciodată pui. A fost odată în călduri când a avut vârsta de 1 an. Și 2 luni, dar nu am lăsat-o să facă pui, pentru că rămânea poate mai mică și nu mai creștea așa mare. Am încercat diferite metode ca să mai facem să mai intre în călduri, dar din păcate nu am reușit. Este un câine ciobănesc caucazian, părerea mea. Părinții ei sunt ciobănești corbi. Iar bunica ciobănesc caucazian. Mulți au spus că seamănă ca și un ciobănesc carpatin, dar eu vă zic mai departe informațiile care le am și le-am primit de la stăpânul ei. Sperăm ca pe viitor să intre în călduri și să aibă puiți. Cred că o să iasă niște puiți foarte frumoși. Aici puteți vedea cum mieluții se întind după o tavă. Mai frumoșilor. O mieluță foarte frumoasă. Brează. Uitați, acesta este berbecașul care o să rămână. Berbecașul Acheș. Foarte frumos, cu coada până jos. Acum nu pot să vă arăt. Hai, Ciuca, frumosul, uitați ce blând e. Uitați, uitați ce blând e. Haide, Ciuca. Nu le este frică de oameni. Haideți, haideți-mă, frumosilor. Haideți, ci, 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 ci. Haideți, ci, 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 ci. Ci, 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 ci. Ci, 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 ci. Bravo, mă, frumosilor. Uitați, n-am nicio stare. Uitați-l pe Albu. Acum a venit din câmp. Acum trebuie să ajungă și oile acasă. Hai, măi, Albule. Ursu, ce faci, măi? Ce ai puțin, măi? Un câine foarte frumos, de viitor, în vârstă de aproximativ 8 luni de zile. Ursul a fost adus din munții Maramureșului, de la domnul Feder. Puteți vedea și pe canalul meu videoclipurile de la Stâna Dânsului. Are câini foarte frumoși. El seamănă cu masculul, un mascul foarte masiv. Numai că masculul este de culoare alb cu gri. Este un câine de viitor, foarte solid, înalt, de talie mare. Își face treaba foarte bine. Iubește foarte mult animalele, mai ales oile. Sunt zile când merge și se pune în saivan lângă oi. Și în câmp mai printre ele stă. Este un câine foarte liniștit.
Bursache, frumosule. Seamănă foarte mult cu alba. Dacă cineva își mai aduce aminte de alba, a fost o cățelușă foarte bună, doar din păcate a murit în timp ce năștea. Cursu. Uitați ce piept mare are și foarte gros. Ursu, hai mă, uite-te aici. Ursu, hai mă, hai mă, frumosule. Ursu, hai mă, nu te mădări. Au venit prietenii lui de joacă. Au venit prietenii lui de joacă. Uitați. N-au nicio stare câței ăștia mici. Uitați ce frumos e ursul. Hai ursul, hai mă! Uitați. Bravo mă ursul. Bravo. Un câine superb. Uitați-l pe dragul cum simte că vine domn Vasile cu tractorul. Vine la Saivan. Uitați ce bucuros e. Uitați oițele frumoase. Ce frumos s-au aliniat. Ce bine să învățați, numai un pic am făcut și-s gata. Gata, tu uiți, gata. Încă un ticuț. Hai, aveți răbdare.
Sără! Ci, ci, ci! Mai să fost învățat că să le bagi la ora. Nu mă încet, Firga. Nu mă încet. Bine. Un câine ciobănesc foarte bun, în vârstă de 9 ani de zile. Ianco a crescut numai la oi. Este un câine de oi. Un câine care își face treaba foarte bine sus în munte. Hai mă, Iancu! Din păcate, a fost castrat înainte să ajungă aici la Saivan. Pentru că mergea la cățele și bătea pe ceilalți câini. Un câine foarte, foarte puternic. Uitați. După cum vedeți, s-a mai primit încă o masă pe lângă ceea ce au mâncat ele în câmp. Uitați berbecul care să rămână și mama lui.
Ce faci acum? Însemnează pe cea care ții. Neluță de semânță. Ia, îți place? Breaza frumoasă. Oricum au avut ele ceva semn, da? Păi nu-i tot eu semnat. Aici, după ei. Știu. Ia, vine la tine. Nu e asta. Dar cât e ai la număr? Păi nu știu cât e. Tot întoarce aici să văd. Și aia e mială. Asta e de la? De Luca? Doamne bunicuțițele? O achișu. O trecu. Uite acolo în spatele mentale, cred că el e. El e. Acum am văzut și care e mama. Stai, bebe. E aia de la Nicu? Pe care ai prins-o? Iată, astea sunt două miele diferite. Stai că-ți le arăt. Ești gemine? Nu, dar zici că-ți gemine. Cât seamănă. Stai un pic așa. Uite, zic că-s geamă. Vezi ce seamănă? A, le ții pe astea două? Da.
Haide! Gata. 5 miliarde și un derby. Și pe pitică nu ții?